nu, că nu te doare, trebuie... Dar încet, nu? Stai, adică da, tragi încet. Și tu încet. Da, iubirea aia. Bă, nu, că știu că... Stai, nu mă... Ah! Deci, calmează-te. Ah! Bă, și-a făcut și ăsta vlog. Salutare, guys, și bine v-am găsit la un nou vlog aici pe YouTube. Astăzi facem ceea ce trebuia să fac de mult deja. Bine, bă, acum lăsând gluma deoparte, nu sunt eu vreun mare amator de pensat, dar cu soția mea minunată lângă mine, jur, aș putea face orice în viața asta. Orice. Ce, urma o glumă? Nu, chiar așa este. Te iubesc. Astăzi, Iuli, mă va pensa. Faci o pomană cu tine. Își face pomana cu mine. Hai că n-am așa sprâncenele groase. Cred că ai o coasă, ar trebui să dai cu direct cu defrișăm. Foarte mulți dintre voi mi-au scris la comentarii, mai pensează-te, băi, boule, mai monosprânceană. Mă pensez, mă, gata, mă pensez, asta e ciclop. Haida! Stați că începe. Începe, fraților. Poți să mă pensezi așa, ca și cum stând? Poți să mă pensezi așa? Păi eu știu dacă pot. Hai, încearcă. Da, promis că de data asta nu urli? Nu. Hai. Ca fita plânge. Nu e adevărat. Și tu n-ai colici. Haide, mă, hai. Gata? Mai avem? Aole, iubirea mea e cu sutele, hai, cu mii. Hai, păpușica mea, hai, dă-i. Păi da, dar nu pot că este o poziție nefirească. E o poziție nefirească atunci. Iuli m-a rugat să stau altfel. Așa o să stăm. Să fiu în poala mea aici. Hai, mă, omule. Așa e bine? Păi eu trebuie să stau cu... Bine, hai. Dar nu trebuie să țipi, iubirea mea. Nu, dar m-a durut un pic. Hai. Au, dar nu o lua și tu de aici. Ia-o mai din centru ca să mă obișnuiesc cu durerea în primă instanță. Hai, te rog. Hai, închide ochii. Nu, că trebuie să văd, să știu. Ce să mă aștept, dar de ce e de acolo? Hai, gata, tac, nu mai zic nimic. Stai să vedem. Băi, iubire, dar eu nu știu efectiv cum să te pensezi. Adică... Păi cum adică, mă, n-ai zis că știi? Păi eu știu la mine. Gata, dragoste mea. Eu știu la mine. Dar mai bine le tunzi întâi, poate scăpăm din foarfecă. Să le tund? Da. Adică cu pieptănul așa, pac. Păi da, dar... Ce e aia? Ce face aia? Nu știu. Cum adică? Nu, hai, vin un car. Bă, dar ții-mi întâi, de ce? Hai, vine, iubirea. Dar de ce nu-mi zici? Ce face asta? Ce e asta? A, nu face nimic pentru că nu mai are baterie. Nu cred, voi să-mi smulgi firele cu aia? Ce era aia? Nu, vreau să ți le tund, iubirea mea. Ca să nu te mai doară așa. Păi hai, bagă și tu la încărcat atunci. Dar de unde le scoți pe toate astea? Am alunecat. Tu stai acolo, stai cu minte. Hai. Gata, hai. Înghite. Stați și înghite. Gata, iubițel. Vrei să țin gâtul? Așa. De eu nu pot să lucrez așa, eu te aici. Au! Bă! Nu, iubițelul meu. M-a durut. Dar țin și tu când faci. Nu, hai. Nu mai măi. Ia-le întâi pe alea dintre sprâncene, ia-le pe alea, în primul rând. Păi sunt foarte multe. Dar nu există o metodă mai rapidă? Ba da, foarte rapidă. Dar ideea știi care e că nu mai am... Ce? Nu mai am... Ce sunt alea? Pe depilatoare și am doar de astea de picioare. Așa? Cum adică? Adică mă pensez cu benzi depilatoare de picioare? Stați. Întoarce camera că nu mă pot concentra. Haide, încearcă. Întoarce-o către tine. Păi e pe selfie. Da? Da. Nu e pe selfie, iubițel. Hai. Așa, deci vom tăia. Aolo, nu cred, adică le faci de mână așa? Păi să le facem așa la ochi. Fratele meu, deci mă simt ca oamenii aia care s-au dus să-și facă operații în locuri insalubre. Îmi pare rău. Înțeleg ce faci acolo. Aolo, nu cred. Deci îmi pui aia practic. Dar vezi, mă, s-o pui ca lumea. Bă, să nu-mi smulgi sprânceana cu totul. Prin vreo împrejurare nefericită. Auzi, tu poți să închizi și gura și ochii? Mm-mm. Nu în același timp. Hai, te rog frumos, să închizi și gura și ochii. Hai. Auzi, dar nu vrei să aprinzi lumina ca să... Văd foarte bine. Vezi bine? Hai. Dar nu facem... Nu te mai încrunta pentru că o să iasă... Nu cred. Hai. Adică... Nu, stai cu capul normal, iubițico. Stai, mami, așa. Tu o lipești practic. Aoleu. Bă, dar sigur ai pus-o bine? Hai. Ia, stai. Cum? Nu. Nu, că nu te doare, trebuie... Dar încet, nu? Stai, adică da, tragi și tu încet. Stai, iubirea aia. Bă, nu, că știu că... Stai. Numără, stai.
Fii atent. Nu, că îi faci ăștia, nu faci schema aia. Mă pui să număr pe la 3 și zic 1 și tragi. Nu! Stai, ca să nu te lipești cu tot. Deci calmează-te. Ce frumos. Ce? Omuleu. Hai, următoare. Cum adică? Adică câte, de câte ori te-ți face asta? De câte ori e nevoie. Oh, cum? Tot acolo? Nu. Au, ce suspans. Au, plânge copilul, ai auzit? Mm-hmm. Ah, nu, nu face așa din prima. Stai și tu un pic. Nu! Păi de ești... Băi, de ești ceva. Iată de... ce frumos ești. Bă, sper că nu faci vreun rahat la sprâncele astea, că mâine ai shooting. Mâine ai shooting, vineri filmez clip. Au, mamă, deci are reflex de să-mi vine să țip când... Dar nu mai țipă, nu se întâmplă nimic. Păi, dar-s bine, mă? Arăt bine, oare? Păi stai, că mai durează. Aolea, tu-ți faci aici hatărul pe mine, te distrezi. Nu, iubita. Te distrezi, zi sincer, că ești pe distracție. N-ai nicio treabă. Am și o parte de distracție. E fani pentru tine. Este recunoscut. De ce simt așa, că, ca și cum ca am încă lipite? Pe, nu mai pune mâna, că pui mâna murdară, să nu se infecteze. Cum adică se infecteze? Păi, nu știu, zic și eu. Mă, dar tu ai mai făcut asta vreodată? Nu. Au, a... Bă, dar ai pus bine distanța, nu? Adică nu mă faci gen sprâncenă, păi, la distanță mare de una de alta. Nu cred, iubire. Eu mai în partea aia, dar nu te impacienta. Băi, mâine am shooting, fratele meu. Nu te impacienta. Nu! Mai fac. Hai, Gianca mea, stai cu minte. Nu, hai mă, nu trage și tu din prima. Nu trage. Nu! Mamă, iubire. Ce? Ce păr puternic. Au, ia, să vedem la cameră. Stai, arată-l un pic. Măi, omule, de fiecare dată după ce tragi de asta am emoții. Dar n-ai de ce. Păi am emoții că dacă faci aiurea. Măi, frate, dar nu se mai termină. Nu, iubirea mea, nu te mai speria așa. Nu poți să stai și tu un pic. Arată-mă aici cum e. Dar mă ustură. Of, lasă că te dau după cu ceva. Ia asta, ia uite-te. Ce frumoasă ești. Da, ia uite-te, uite-te la mine, iubirea mea. Te uiți într-o parte, e posibil să iasă un pic... Uite, vezi, ți-am zis, s-a ieșit un pic. Nu cred. Nu, am luat mai mult din partea asta. Stai, stai, mamă, ce mă distrez. Deci, efectiv, o faci pe... Nu, te distrezi pe cărca mea? Nu, iubire. Eu mâine am shooting. Pe fața ta mă distrez. Bă, mâine am shooting, vinerea în clip. Mă ciuntește aici, mă faci. M-am tuns și eu frumos, pac. Uite, mă, și pe mine astăzi sunt fresh, nu mai sunt boschetarul care eram. Acum ce fac? Una caldă, una rece? Mă tun, dar nu mai am sprâncene? Cum? Auzi, vrei să-ți iau și de aici așa? Da, aș vrea. Michael Jackson, mă numesc. Bă, dar mi-e un pic teamă la alea acolo. O să doară, doar să-mi sară chiloții după mine sub plapa. Ah! Deasupra. Nu te speria că nu-ți fac acum nimic. Ia, vreau doar să văd. Aoleu. Ia, fii atent ce facem, ca să mai ai timp de respira un pic. Foai, pot să iau o pauză. Ia, uitați, uitați-vă un pic. Uitați-vă, astea spline de... Amă, că e bine, nu? Si, pare eu așa. Am emoții că în momentul te în uiți care... așa. Păi da, te uiți că cam... eu mă emoționez. Te uiți așa ca și cum nu ești sigură pe ceea ce faci, știi? Eu și asta... încep să nu mai fiu sigură pe relația cu tine. Cum adică? De la iubirea mea. De ce? Te uiți la insula iubirii aia, fratele meu. A, adevărat. Vrei tu să mă pui ca... capră. Nu, cum o cheamă pe fata aia? Pe fata aia cu tatuaje multe. Uite, cum o... Da, cică. Care a stat în Italia. Da. Care cică voia să-l pună pe gagică, să-l adus la insula iubirii și că l-a adus ca să vadă dacă el este el însuși și dacă e să fie el însuși însemna să se ducă cu alta. Ea nu înțelege de ce el nu s-a dus și asta înseamnă că el nu e true, că ăla nu s-a dus cu niciuna. Da. Frumos, haide. Au! Da. Poziția asta e foarte dubioasă. Mă, iubita adică, mea. La modul, nu știu dacă te pensezi sau să fac masaj erotic. Stai, nu mai faci așa. Vezi că eu fac acum mâna liberă. Păi văd, fratele meu, mie nu mi se pare că e bine ce facem aici. Este. Auzi, dar ai mai tuns din el așa? Păi iubirea mea, tu știi că eu am shooting, mă, shooting like. Ia, fii atent. Nu fii atent, de fapt. Stai. Iartă-mă! Iartă-mă, stai, au. Că e foarte mult por pe tine. Așa. Și acum începem. Auzi, sau să-ți iau tot cu ăsta așa? Hai, mai bine cu ăla. Cu ăla, că scăpăm o dată. Da? Eu, s-au lipit astea de... Nu! Adică astea s-au lipit, gen, și trebuie să le smulgem acum? Hai că e ok. Bă, iubire, mi-am dat seama că eu n-am manicura făcută. Ce ne facem? Ia, nu stai normal.
Eu nu știu cum să-ți... Că mi-e frică. Păi, să-ți fie un pic, dar până acum n-a părut că ți-a fost, știi? Nu, acum mi-e frică că de aici e forma. Acum mi-e foarte frică, iubire. A. Iubire, mi-e frică. Hai, trage, trage, trage. A! Ia. Asta chiar a durut. Nu cred, și nu-i bine. Nu e bine? Ia. Iubire. Bă, da, ok, da. Râdem pentru că nu-mi dau seama cum o să fac să fie la fel și pe partea cum asta. Cum adică? Am luat cea durut. Iartă-mă. Dar nu ai pune mâna, că pui mâna murdară. Da, las-o, dă-o în măsa de mână. Păi nu, că să ți se facă după cine ăștia, dai în altele. Păi cum adică? La mezi. Mai... Auluși. Nu, dar uite-te tot în acolo? În partea asta. Dar uite-te în coala mine. Uite-te tu în coala mine. Uite-te tu în coala mine. Hai. Pe unde este o responsabilitate? Hai. Mie mi-e foarte frică în momentul ăsta, crede-mă. Păi, tu crezi că mie nu? Chiar mi-e frică. Acum, independent de tot ce... Ești bine, bine? Doare. Stai să... Bine? De ce uiți și râzești? Uitați-vă ce față are! Eu nu înțeleg dacă e bine nimic. Asta e fața ei când pensează. Uitați-vă un pic. Deci stă cu fața asta aici, ai mai curge și un muc. Bă, mine. Yeah. Hai, mă, e bine? Bă, dar de ce râzi așa? Nu-i bine că dacă râzi așa... Hai, că vine, e într-o parte. Cum adică e într-o parte? Bă, stai, mă, nu se poate. Hai, mă, că nu e atât de rău, hă? Nu, că e un pic... Stai, că mai trebuie, ia, uite-te în coa. Oh, nu știu ce e aici. Ce-i asta, frate? Știi ce e? Este cear. Nu cred. Cu flocea, să zic, cu păr smuls sau ne? Ia. Ne. Vrei să-l smulge? Nu, mă, iubirea mea. Ia, uite-te iubirea mea la mine. Ia, iubire? Mă, că nu e atât de rău, dar... Ia, dar uite-te la mine. Dar mi s-a lipesc ploapele. Nu pot să clipesc, ca lume. Te-ai distrat, mă? Iartă-mă. Ha, ești sigură că e cât trebuie? Ha, cum adică nu știi? E frică și mie. Păi da, măi, omule. Ia. Nu e bine. Nu e bine. Nu, ia. Iubire. Da, ia, uite-te normal. S-a trebuit normal? Iubire, zici că mi l-ai desenat cu creionul. Aoleu, mâine am shooting și vineri clip. Parcă nu e atât de rău totuși. Hai bă, că e ok. Mamă, iubire, sunt cam drepte așa. Iubire. Sau mama ei de treabă. Mai ai ceva să le faci sau dă-le mama? Da, poți să le mai au un pic. Nu, eu zic, nu, eu zic să le oprim așa? Cât mai am. Nu știi de ce se vede așa? Pentru că în momentul stau eu prost, în care... gen. Da, nu? Da, pentru că stai într-o parte. Nu, adică trebuie să stau numai așa? Hei, salut! Nu, uite-te la mine. Poți să oprești un pic vlogul dacă nu pot. Stai, uite-te încoace. Băi, frate, nu mai faci încă o dată. Nu mai fac, stai. Ia, uite-te la mine. Ale, tu unzi acum? Da. Am încerc să o fac din pix, cum s-ar zice. Hai. Dăm de altele, boșii mei. Ia. Dar uite-te la mine, că dacă te uiți încolo, nu văd. Da. Mă, iubirea mea, mă, tu ești sigură că faci ce trebuie? Dacă mă tot întrebi, oricum eu nu sunt sigură, dar ia, uite-te la mine. De ce strimură mâna așa? Hai, mă, că e bine. Hai, mă, că e ok acum. Nu știu ce ai făcut, dar parcă s-a egalizat. Parcă s-a... Oricum sunt foarte stufoasă în continuare. Mi-a fost frică. Hai că e ok. Ăsta a fost vlogul de astăzi. Mulțumesc Iulia pentru aceste sprâncene. Cred că mâine la shooting trebuie să stau așa, ca să pară normale, gen, că acum sunt drepte. Dar e foarte bine. Tu te faci singură la sprâncene? Am uitat că tu ți le-ai tatuat. Cred că o să fac și eu treaba asta în curând. Dacă mă mai pensez la tine, o să rămân fără sprâncene și va trebui să mi le tatuez. Da, și voi un follow la Iulia Lu pe Instagram, la Liviu Todorescu pe Instagram, aprindeți clopoțelul aici pe astea, pe YouTube. Da, subscribe. Mamă, ce sprâncene am, băiatule.
Nu știu dacă, dacă e de bine așa, sau... Stai că uite, ți le mai fac aici un pic. Ia. Frate, nu mai pot. Frații mei, sunt foarte pupat. Stufoase. Hai că plânge copilul. Sunt foarte stufoase. Aș putea să le mai iau un pic așa. Hai, vă rog. Să le-au pierdut. Bine, nu să v-am pupat. O să opresc filmarea pentru că se pare că faptul de a filma procesul o motivează să le ia tot mai, să ia tot mai mult. Vrei să-ți fac și pe aici? Nu mai vreau, vă rog. Cum adică aici să-mi faci? Să-ți dau cu... Frate, dar mă dau eu cu mașina de tuns, lasă-mă în pace, lasă-mă... Dar ce-ar fi să-mi faci cu epilare din asta, de picioare, să mă fac pe față? Este tot ce-ar. V-am pupat și vă mulțumim din suflet că ați stat până acum alături de noi. Am plecat. Contigo es mala suerte y no me importa eso, no quiero quererte. Tus movimientos por mí son drogas fuertes y tu piel.